Este focar de COVID-19 la secția de hematologie a Spitalului Clinic Municipal Filantropia din Craiova. 12 cadre medicale au fost depistate ca fiind infectate cu noul coronavirus. Conform surselor citate de presa locală din Dolj, unii angajați ar fi venit la spital chiar și cu febră, iar asta ar fi favorizat răspândirea rapidă a noului coronavirus. Directorul spune însă că toate persoanele care au venit cu simptome au fost trimise acasă. Angajații au povestit sub protecția anonimatului că situația este scăpată de sub control. E jihadul în această secție. Nu au luat nicio măsură la noi. Au vrut să nu se afle că avem cazuri. Ar fi trebuit să închidă secția 2 zile, să sterilizeze absolut tot, să facă testele și să aștepte rezultatele. Nu mai avem asistente, mai avem 5 asistente care să facă turele. Au venit bolnavi la serviciu, dar câți pacienți au îmbolnăvit oare și au externat înainte să se dezvolte infecția? Ei au venit cu test negativ, au intrat în contact cu personalul, i-am externat și apoi când le apar simptomele o să spună toată lumea că au luat infecția din comunitate, spune sub anonimat un angajat al spitalului pentru jurnaliștii de la Gazeta de Sud. Directorul Spitalului Filantropia spune că se fac eforturi pentru suplinirea cadrelor medicale infectate, deoarece activitatea secției trebuie să continue. Încercăm să suplinim, să delegăm personal de la alte secții, îndeosebi asistente și infirmiere, pentru că aici este problema mai acută, a menționat Liviu Radu, managerul spitalului. Potrivit jurnaliștilor de la sursa citată, angajații au mai povestit că un cadru medical ar fi venit la spital cu febră, purtând 2 rânduri de măști, însă informația nu a fost confirmată de managerul unității.